Hai, like IT. Acum avem invitat un tânăr nu noi, nu noi evident, colega noastră. Are un tânăr fotograf invitat astăzi care a venit alături de familia lui. Bună dimineața. Bună dimineața. Bine ați venit. Și un proiect foarte interesant ne prezentați astăzi. Așa este. La da. da. tânăr, tânăr, nu așa? Da, da. Bravo, dragule. David Stescu este inițiatorul proiectului Faces of Autism. Este un proiect care sperăm noi în curând va ajunge internațional, dar a început aici în România. David a fost diagnosticat cu autism la vârsta de 2 ani. Părinții lui sunt astăzi alături de el pentru a-l susține, dar și pentru că și voi v-ați implicat foarte mult în acest proiect. Și vorbim despre fotografii pe care el le realizează singur, nu? Altor copii care au același diagnostic din toată țara. David, ai călătorit prin mai multe orașe din România și ai cunoscut diversi copii. Cum a fost experiența aceasta pentru tine? Foarte fain. Cum sunt copiii pe care i-ai întâlnit? A fost fain să îi fotografiezi, Ți-am fotografiat până acum 12 copii. Felicitări! Mulțumesc. Și poți să-mi povestești puțin despre modul în care faci tu fotografiile? Da. Noi am intrat deja pe site-ul acestei campanii, dar vrem... Poți în... să vă povesti? Da, te rog. Aparatul am un aparat care... mirrorless, și foloseam un obiectiv fix luminos și când fotografiez peisaj, asta e pentru portrete, iar când fotografiez peisaje, folosesc un teleobiectiv. Bun, și îți și editezi fotografiile pe care le faci? Da. Ce aplicații folosești? Snapseed, unde cropez, unde dau saturație, saturez Vreau să și luminez. prezentăm unul dintre copiii pe care tu i-ai fotografiat și eu o să ajung imediat acolo pentru că știu că este una dintre preferatele tale. Cum a fost întâlnirea cu Ingrid? Foarte faină. I-am făcut foarte multe poze. Și care este mesajul pe care vrei tu să-l transmiți prin, prin aceste fotografii? Că sunt diferiți copii, copil. Dar la fel de puternici, da. nu? Da. Și de talentați. Da, ca pasiuni. Mihai, tatăl lui David îți mulțumim că ești astăzi alături de noi povestește-ne tu care este planul vostru acum, pentru că ați fost atât de aproape de el și atât de implicați în acest proiect Proiectul Fist of autism, urmărește să prezinte mai multe persoane cu autism din România ne-am propus un număr de 50 ca să încercăm să schimbăm percepția societății despre autism să încercăm să arătăm că aceste persoane pot avea abilități care pe viitor să se transforme, poate, într-o profesie și uh, să-i ajute să devină independenți și să uh, se desprindă de stigmatul asistatului social. Pentru că, din nefericire, uh, foarte mulți dintre cei care suferă de sindromul autism sunt, uh, în, uh, atunci când sunt adulți, devin dependenți total de serviciile sociale. Cum se împacă ei cu tehnologia? Pentru că îl vedem pe David, face fotografii foarte reușite, folosește aparate foto de ultimă generație, telefonul în unele cazuri. În cazul lui David, aventura lui cu tehnologia a început de când era mic și sunt lucruri pe care le face mai bine și mai ușor pe telefon sau pe calculator sau pe aparat decât alte lucruri simple, gen să-și lege șireturile. Știu că voi lucrați și la un documentar, nu? Vreți să documentați, practic, toată această experiență și proiectul uh, să ajungă cumva internațional, de la un punct, nu? Corect. Inițial ne-am gândit să fotografiem, ca da, să David să fotografieze, pentru că el face fotografiile, iar Mihai scrie povestea fiecărei persoane cu fotografiate de David. Inițial ne-am... Uh, ne-am propus să fotografieze David Copii din România, dar după aceea a venit și această idee să, ne, să extindem proiectul și în străinătate, iar un prieten de-al nostru a venit cu o altă idee, de ce nu putem să, puteți să realizați și un documentar. Și uh, a, în momentul respectiv am început să ne gândim la toate persoanele care l-au susținut pe David de-a lungul evoluției lui și am început să îi filmăm și să-i întrebăm și să, le, să, să, să povestească și celorlalți uh, experiența pe care au avut-o cu David, ce au, ce au reușit ei să-i transmită lui David, ce au învățat ei de la David. Și uh, toate acestea vor, vor fi puse într-un documentar. În acest documentar sunt atât persoane din România, cât și. Persoane din pentru că David, de-a lungul uh, vieții lui, a făcut uh, și terapie uh, cu delfin, iar acest lucru s-a întâmplat în Antalya. Și tocmai am venit, am întors dintr-o călătorie în Antalya, unde. Încercați să documentați mai multe etape din viața lui, practic, nu? Da, exact, să documentăm mai multe etape din viața lui, etape care le, le uităm, pentru că timpul trece foarte repede, el se schimbă și. E foarte important vreau să, să menționăm unde găsim aceste fotografii și detalii despre acest proiect. Este vorba despre un site, nu? Sigur, uh, site-ul proiectului este facesofautism.ro și de asemenea avem conturi pe rețele sociale, pe Facebook și pe Instagram. Sunt conturi omonime. Uh -huh. În regulă. Și David are și un blog unde postează fotografii din vacanțe, am da. văzut. Cum sunt fotografiile de... din vacanțe, David? Foarte frumos. Ce anume îți place ție să fotografiezi? peisaje, orașe, clădiri, natură. Și îți place și să călătorești foarte mult, da. asta înțeleg. De fapt, tuturor vă place da. să faceți treaba asta. Vă mulțumim foarte mult pentru prezența în platou. Felicitări pentru tot ceea ce faceți. Sper ca uh, proiectul vostru să inspire cât mai mulți tineri și părinți în același timp, evident. O să Mulțumesc. ne întâlnim cu familia Stescu și la ora 10. Dacă aveți întrebări pentru noi, ne puteți scrie pe contul nostru de Instagram pe ilikeit.pro.tv